Suntem în direct cu Guvernul României. Klaus Iohannis, iată, ajuns acolo. Președintele țării va conduce ședința de guvern, pentru că asta se întâmplă atunci când ajunge președintele la o ședință de guvern. Există acolo două motive, unul oficial și unul neoficial pentru prezența lui Klaus Iohannis. Cel oficial reprezintă discutarea unui memorandum pe tema României educate în zilele următoare. O să aflăm de tot felul de legi pe care le vor gândi și le vor aplica până în toamnă guvernanții și parlamentarii. Despre asta știm că va discuta președintele cu Florin Câțu, premierul pe care iată-l vedeți acum în imagine, a ieșit să îl întâmpine. Însă un al doilea motiv informal, neoficial, este că în acest fel președintele statului își arată sprijinul pentru Florin Câțu, lupta pe care premierul o are cu Ludovic Orban pentru conducerea Partidului Național Liberal. Însă vom reveni la discuție atunci când încep declarațiile.